aceste clipe. În casele dumneavoastră, nu cred că am mai avut așa moment atât de clasic. La vorbe bune, dar totuși astăzi, live pentru voi, cei de acasă, un mic teaser despre tot ce va fi dedicat lui Mozart în această perioadă, pentru că astăzi este, îl marcăm pe Eminescu, dar tot în curând îl vom marca și pe marele clasic Mozart, concertul re major. În aceste clipe, interpretat de către Valeria Timanciuc, flaut, și Svetlana Ionică, pian. Voi ce de pe Facebook ne scrieți, că invitați pe nu știu cine, pe cine. Iată, vă aducem muzică clasică. Sperăm să o primiți și să o distribuiți și să comentați, la fel cum faceți și în cazul altor artiști. Cine sunt cele de pe canapeaua noastră? Mi-e tare, nu-mi îndămână să văd Cristina pe canapea, nu acolo la microfoane. Salut, Cristina, salut, Verica. Salut, salut, dragă noastră. Ce faci și de ce nu cânți? Toată lumea s-a obișnuit pe tine să cânți, nu să ai altă postură. Uite, ne-am aventurat așa împreună cu o echipă tare frumoasă să promovăm muzica clasică, să scoatem muzica clasică din sălile de concert, să o aducem într-un anturaj mai puțin tradițional pentru muzica clasică, și avem un șir de evenimente programate până în septembrie 2020 care propun să promoveze muzica clasică, pentru că în luna ianuarie este ziua lui Mozart.
Așa și ne-am propus să facem eveniment pe 26 în ajunul zilei lui Mozart, un eveniment cu fantastică muzică și o să avem și invitați speciali, Valeria Timanciuc o să ne cânte tot concertul integral, prima parte, astăzi a fost doar un fragment. Nu știu, eu îmi dau seama, realizez că este o idee așa mai năstrușnică. Mm-hmm. Riscantă, ca să nu zic eu. Da, riscantă, da. În secolul 20 să încerci să aduci totuși muzica clasică, să o readuci în sufletele oamenilor, dar eu sunt o naivă până la urmă, dar cred că totuși noi avem șanse să trezim interes publicului larg față de această minunată muzică care, de fapt, vine de, are o încărcătură și o istorie foarte mare și noi și ar trebui asta, să muzica ne care a fost scrisă, cam de acolo a fost scrisă. Da, și ne propunem, deci toate aceste evenimente se petrec în salonul Eugen Doga și vreau să spun că sunt foarte mândră că noi avem așa un salon dedicat maestrului și domnia sa de fiecare dată, bine, în măsura posibilităților, este prezent la aceste evenimente și ne încurajează și se bucură pentru această inițiativă. Noi combinăm cumva și cu gustări. Iată, acum am avut Crăciunul și au fost gustări specifice tradiționale. Pentru tradiționale. Avem și un producător de vin care cumva... Deci avem serii mai de suflet, deosebite, comunicăm, mai facem cunoștință cu cultura și cu valoarea, mai ascultăm interpretarea live a instrumentiștilor și a cântăreților. Apropo, pe 26 o să fie și Lilia Șolomei, o să ne bucure cu vocea ei, soprano, ea este solista teatrului de operă, Maria Bieș, cine nu știe, așa. O să fie maestru, artist a poporului, Vasile Iov, o să ne cânte la Nai, Andrei Otean, care e bariton la Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu, da, respectiv Valeria. O să avem o seară așa mai specifică, încercăm să, nu știu dacă pot să-mi permit să spun asta, dar să comercializăm, poate, nu știu, să dăm o altă aer muzicii clasice. De fapt, muzica clasică e greu să o strici cu ceva. Noi încercăm doar să-i dăm puțin alt contur. Și vorbeam de echipă. Ea este sufletul, bătaia inimii, poate, a acestui proiect. Și uite, chiar Virca, o să te întreb, de ce oamenii ar trebui să meargă la așa eveniment? Uite, tu, muncind la el, de ce crezi că el este atât de bun și trebuie să fie susținut? Pentru că trăim într-o lume foarte agitată și eu zic că trebuie să alimentăm și sufletul și creierul oamenilor cu astfel de muzică liniștitoare, acolo unde te simți bine. Și mai ales, cum a spus maestru, muzica nu cunoaște hotare și nu cunoaște nici culoare politică. De aceea maestru Eugen Doga invită toată lumea la aceste evenimente de suflet în salonul maestrului Eugen Doga. Chiar în toamnă am început acest proiect. Dumnealui a avut inițiativa ca să nu se piardă această sală frumoasă, acolo unde vine de fiecare dată și dumnealui se simte, a zis că și mai bine ca acasă. Acolo vrea să se întâlnească în fiecare lună cu oameni frumoși, cu suflete bune și, într-adevăr, în toamnă am inițiat acest proiect. Primul eveniment a avut loc în septembrie. Am depus toți suflet și am trăit toți cu aceste evenimente. De Crăciun, iarăși, așa și a fost numit evenimentul de Crăciun, în ajunul Crăciunului. Au sunat clopoței, colinde, maestru a fost prezent, ne-am bucurat toți. Și de ce nu să... Da, am avut și, scuze, Virca, am avut și sonorități latine. Am avut și... Și bucate latine. Da, și apropo, am avut și eveniment care... în care am încercat să concentrăm cumva muzica compozitorilor autohtoni din Basarabia și din România. Și am avut prezența și ambasadorului României pe această cale. Chiar vreau să-i mulțumesc. Vă ziceam de echipă, suntem o echipă mare. Vreau să mulțumesc mult Agnesei Rusu, care este de asemenea organizator de program. Da, ea ne ajută foarte mult. Deci noi ne-am conectat mai mulți oameni
să susținem această frumoasă idee a maestrului și să o realizăm pentru ca să aducem puțină cultură și comunicare prin artă. Așa să fie, fetelor, vă doresc spor la eveniment. Dragilor, să știți că și echipa noastră astă seară va merge în Casa Maestrului, acolo unde în fiecare an de ziua lui Eminescu își adună prietenii, cântă, recită poezii. Mâine vedeți cum a fost de această dată.